Bine ați venit la al șaselea videoclip din seria Smarter in 100 secondes. Astăzi subiectul antiziganism. Antiziganism descrie stereotipurile, antipatiile și chiar declarația inamicului față de romi. Ceea ce se înțelege aici este romii cu toate grupurile lor. Comparabil cu antisemitismul, care persecută ostilitatea față de evrei, este un mecanism de excludere hrănit prin secole de imagini, prejudecăți și temeri. Aceste imagini în capul tău. Despre țigan. Punct acesta este antigipsismul care previne includerea. Unele dintre prejudecăți sunt că suntem nomazi, că suntem hoți criminali, că suntem antisociale sau că copiii sunt hoți, care a fost atunci argumentul principal al holocaustului împotriva noastră. De aceea, național-socialiștii au vrut să ne extermine. Prejudecățile sunt și faptul că am fost spioni ai turcilor. Aducătorul ciumei, al morții negre. Antiziganism pozitiv este descris apoi despre aspectele pozitive ale vieții țigănești. Povestea cu foc de tabără, cu libertatea, viața mistică, amuzantă de țigănesc romantic. Aceasta a fost o scurtă introducere a antiziganism. Duminică ora 18 fix următorul episod. Limba romilor. Tromanii.